Fostul ministru al justiției, Monica Macovei, a fost implicată într-un accident rutier pe litoral, la volanul unui autoturism, pe drumul care leagă Mangalia de 2 mai. Ar fi virat dreapta într-o curbă periculoasă. A pătruns pe contrasens și a lovit în plin un motociclist. Imediat după impact, motocicleta a luat foc, iar motociclistul a suferit răni grave. La fața locului au intervenit echipajele medicale și bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost dus la spitalul din Constanța cu elicopterul SMURD. Polițiștii fac cercetări și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.